În urma apelului s-a constituit un echipaj de jandarmerie montan și salvamontiști care a plecat în căutarea tinerilor și care a păstrat în permanență legătura cu aceștia pentru o localizare cât mai exactă. Din cauza traseului dificil și prăpăstios, tinerii au fost găsiți după 30 de minute de căutări, puțin speriați și dezorientați, la aproximativ 500 de metri de schitul Iezer. Cei doi au mărturisit jandarmilor și salvamontiștilor că au dorit să ajungă la schitul Iezer prin pădure, dar traseul nemarcat pe care au pornit, harta pe care o aveau și lăsarea întunericului, le-au cam dat bătăi de cap și s-au rătăcit, moment în care au sunat la 112. Turiștii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost conduși în siguranță până la autoturismul proprietate personală parcat în apropierea schitului. Jandarmii montani și salvamontiștile reamintesc turiștilor să se aventureze pe munte cu echipament corespunzător doar pe trasee marcate și să se intereseze asupra gradului de dificultate al acestuia.